mai pe scurt, punct și de la capăt. Reluăm totul de unde am rămas, pentru că în Moldova nu s-a schimbat nimic. De fapt, nu se schimbă nimic de câțiva ani din cauza unei erori umane pe numele ei Plahotniuc și a bandei lui. Din cauza lor, Moldova noastră, cu tot cei peste 3 milioane și ceva de cetățeni, suntem condamnați nu doar să stăm pe loc, ci să dăm înapoi. Degeaba a început un nou an, 2016. Noi trebuie să ne întoarcem acolo unde am lăsat țara, pentru că bandiții nu au mișcat-o din loc. Am rămas acolo unde Plahotniuc vroia să-l îngroape pe Ion Sturza ca să devină el prim-ministru. Ori să-l pună premier pe omul său. Sturza a fost dat la o parte și astăzi a început una din cele mai păcătoase și mai urâte săptămâni din noul an, o săptămână în care un criminal aflat în fruntea unei bande amestecate din semi-tâlhari, semi-prostituate, care își zic majoritate, îi vor băga pe gât lui Timofte, candidatul lor. Să ne mai gândim odată bine ce reprezintă de fapt această strânsură. Niște partide, niște semipartide, niște resturi de partide care împreună nu ar acumula nici măcar 20% din opțiunile alegătorilor, așa cum ne-a spus ultimul sondaj de opinie. Numai că stați, vorbim despre partide pentru care alegătorii au votat toamna 2014. Iar ceea ce ni se bagă pe gât acum reprezintă o amestecătură pentru care nimeni toamna aceea nu a votat. Eu aș vrea să întreb, de pildă, pe alegătorii lui Ghimpu, oare ei la 30 noiembrie 2014, votând pentru Partidul Liberal, au votat și pentru o anexă acestuia de 14 comuniști? Același lucru aș vrea să-i întreb și pe alegătorii liberal-democraților, ai lui Leancă, bă chiar și pe alegătorii democraților. Și de ce nu întrebarea e valabilă și pentru votanții comuniștilor? Voi o astfel de combinație ați aștepta de la Voronin și colegii lui? Cum se cheamă în limbajul penal, dar și în cel normal, situația când tu ceri una, dar ți se dă cu totul altceva. La piață, cineva îți bagă o marfă, tu o cumperi, vii acasă și descoperi că de fapt ți-au băgat cu totul altceva decât ceea ce ai dorit să cumperi. Asta se cheamă escrocherie și noi anume cu așa ceva ne confruntăm, cu o mare escrocherie politică încropită cu binecuvântarea Curții Constituționale a lui Tănase. Adică este vorba despre o adunătură nelegitimă de escroci și pornind la această realitate, președintele Timofte nu ar avea niciun motiv legal să accepte candidatura acestor escroci. Apropo de asta, dacă va primi lista cu monstruoasa majoritate, Timofte cred că ar fi îndreptățit să întrebe aceeași curte constituțională de legitimitatea acestei majorități. Știu că mulți dintre cetățenii acestei țări așteaptă o minune, o faptă eroică de la Timofte, o aștept și eu, și anume să nu cedeze în fața șantajului și să înainteze candidatul său, în momentul de față acest candidat s-ar confunda de fapt cu un fel de candidat al poporului. Chiar dacă știm că în cazul acesta curtea lui Tănase o să-i dezlege mâinile lui Plahotniuc ca să-l demită pe Timofte, vrem să o vedem și pe asta. Mai pe scurt, dragi compatrioți, dacă nu oprește Timofte escrocii, va trebui să o facem noi.